Unul dintre jucătorii cu experiență de la FC Argeș, Daniel Ghiță, are încredere în actualul lot, spunând că obiectivul promovării nu e imposibil. Ghiță a declarat că în această serie sunt oricum posibile și surprize, chiar dacă unele echipe au loturi mai puternice. Am regăsit un grup tânăr, dornic de performanță. S-au schimbat foarte mult, știți și noastră, că au rămas 5-6 jucători din care făceau antren cu echipa mare și sperăm să facem treabă bună în continuare. Până acum am început bine, 3 victorii, 2 în campionat, 1 în Cupa României, sperăm să o ținem tot așa. Albi-violeții au 2 victorii din 2 posibile, urmând să întâlnească duminică a 3-a nou promovată la rând. E vorba de Chindia Târgoviște.